Data trecută de mare! Închide poarta! Trebuie să le fac pe toace, pe bune! Închide-te odată! Na, uitați-vă și voi! A, cât de elegant! Bun, unde-i zdreanța aia? În călduri. Na, ești în călduri, ha? Las că ți-arăt eu ție. Îți dau eu foc la pizda tă neigienică. Cum face? Na, așa se aude o pizdă în flăcăr care țipă. Exact așa se aude. Na. Perfect. Perfect. Easy. Na, acum m-am blocat. M-am blocat și o să mă duc pe pulă. Deci m-am blocat și o să mă duc... Ba nu. Normal, n-aș vrea să le port. Nu știu. Însă la câți vin... Faci ciorbă giniei, la câți vin. Faci păsui. Vin cu tot cu păsulea, vin ăștia. Cu tot cu păsulea. Păi da. Na. Eu am reușit. Acum, cât despre tine, nu știu. Salutare, națiune, și bine v-am regăsit la un episod din seria The Forest. După cum ați văzut unii dintre voi data trecută, ne apucasem de mult cu platformele, însă de data aceasta vrem să facem și altceva, și anume să punem atât platforme în continuare, cât și torțe în jurul platformelor, dar și un perete din pietre acolo sus lângă tiroliană, fiindcă vin și de acolo canibali. Și aia e căcat că, na, coboară non-stop și trebuie și acolo să îi împiedicăm să nu coboare. Dar da, ceea ce nu știu cât de mult voi tăia lemne în episodul ăsta, însă clar va fi mai lung. Totuși, mi-a fost cât ador și de episoade lungi. N-am mai făcut un episod de jumătate de oră de multă vreme. Așa că, ce mai așteptăm? Bun. Bă, nu e chiar drept, dar aici nu e platforma de vină, ci... pereții. Na. În fine. Fuck off. Revin imediat. Ai de pula mea, mă. Avem oaspeți. Închide poarta, pulă. Ok, fii pregătit. Am văzut eu ceva dubios la orizont. Hai că încerc să-i atrag atenția. Deschide poarta repede. Așa. Și acum închide. Bun, 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 bun. Bă, nu știu câte săgeți am, însă... habar n-am. Nu știu cât se merită. Ia să arunc o din asta. Pot să caz în capcană. Te rog, eu caz în capcană. Te rog din suflet. E frică că îmi dau foc ca prostul. Ba nu, mă. Mamă, ce am crezut că îmi dau foc.
Hai. Bun! Muie! Ai de pula mea, eu acum îl văd pe ăsta. Nu sări, dobitocule, că eu nu vin după cine. Eu nu vin după cine dacă ți arunci. Ce să fac cu prostul ăsta, să trag cu asta? Fantastic așa ceva. Dormi-o fost de bebelușul ăsta mutant. Văd că și-o mai ras coaile pe parcursul acestei serii. Și-o mai ras floșii. Hai bă, ce pizda măsii. Atâta te arunci și mergi geabușelea. Du-te în pula mea. Bă, dar trebuie să frec arma asta de fiecare dată. De fiecare dată trebuie să frec. Bă, ca mea-și pula mea de viață. Nu-i suficient că mi-o frec pe a mea în pat. Trebuie și pe asta să o frec. N-ajung. Uitați-vă și voi că n-ajung. Fantastic așa ceva. Bun, bravo. Bă, așa idee, bă. 1000 IQ să-mi bag pula. Am și uitat de bombe. Și cred că ne mai putem face o armură din fundul lui neigenic. Asta nu înseamnă că dacă își aras coaiele, gata, e și igienic. Na, nici pe departe. Eu chiar mă mir că nu s-a făcut bucățele. Așa. Bun. Hai să... Să o terminăm și pe asta. Deci da, nu știu. Ok. Și aici? Nu mai am sfori. Nici bețe. Ok. Na, acum e lene să tai copaci. Am tăiat atâția. Ok, pus alta. Hai că e bun. Da, o să fim nevoiți să aprindem și torțele. Dar na, trebuie să ne facem. Las că mă ocup eu de asta. Tu, ce vreau să faci este să pui blueprint-uri sus acolo cu pereții din pietre ca să nu mai coboare ea pe aici. Wow, nu ia foc capul.
Deci nu ia foc capul. În fine. Deci nu pot să înțeleg logica acestui joc. În fine. Aș vrea să pun ceva pe SOS. Ăsta. Na, e prea mare. Fuck, e prea mare. N-ai prea mare. Mai bine un standing fire. Fire pit avem destule. Las. Și să fie așa simetric. Na. Da, e destul de simetric. Da, e perfect. Perfect. Așa, da. Ok. Hai să ne culcăm. Lol. Mă ocup eu de astea. Fă-i tu acolo, sus. Că tu șașa... Tu. Ție șașa ție lene să iei bețe. Vreau să fie cât de simetric se poate. Bun. Bun. Ok. E destul de simetric. Iar aici... Ei bine... N-am chef. N-am niciun chef. Să mă bat cu ăștia. Niciun chef. Hai că e ok. Iar aici... Bun, 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 bun. Hai că ne descurcăm, ne descurcăm. Wow. Să luăm pietre. Bun. Și ne mai trebuie două din alea. Hai că ne mișcăm bine. De unde dracu a mai apărut asta? Da, de sus. Păi na, ți-am zis. Să pui sus blueprinturile. Efectiv te doare în pulă. Da. Aș mai pune niște torțe, însă... Vedeți, trebuie să... Îmi pregătesc mereu capcanele. De asta.
Ai mutat-o. Dar de fapt, e mai bine așa. Da, e mai bine așa. Să fie cămara mai spațioasă. Da, da. Mai bine așa. Cu cămara spațioasă. Da, trebuia să vină. Bă, dar ăsta are mască, mă. Voi vedeți? Ăsta are ceva diferit față de alții. Oare o fi un bărbat alfa? Care minează criptomonede. Ăla e beta. Ăla de jos e beta. Ăla cu mască era alfa. Bă, măcar n-ajunge. Bă, dar fain am construit biserica să-mi trag piciorul. Nu știu, am pus biserica acolo în așa fel încât, nu știu, parcă era făcut special spațiul ăla pentru a pune biserica. Adică, nu știu cum să vă spun. S-au gândit developerii de la început. Ah, fuck. Trebuie să fie perfect în pula mea. Așa. Așa, bun, și acum în partea alaltă. Da, nu cred că mai punem o altă platformă. Doar de dragul de a rămâne așa simetric. N-aș mai pune. Imediat vin pulă. Aha. Așa. Ai face bine să pui blueprint-urile alea. Aici nu cred că trebă. Na, aici nu pune aici. Că nu vine. Dar în partea aia altă, acolo vin că nu e la fel de abrupt precum aici, în primul rând. Și în al doilea rând arată, nu știu, ar arăta mișto lângă tiroliană să avem pereții aia. Numai trebuie cumva puși în așa fel încât să nu ocupe din tiroliană, sau am putea pune lângă tiroliană. Fiindcă ați văzut și voi că e extrem de înaltă și am putea cumva face un fel de semi-perete acolo, lângă tiroliană, numai ca să nu alunece în zona aia. Las, vedem. Vedem după. A.
Ok. Da, pune acolo. Și lângă tiroleană. Hai că vin. Stai cât a să fac ceva. Au distrus ăștia o capcană. Cum pula mea au distrus ăștia o capcană? Na, wow. Stai. Așa, și aici. Perfect. Da, se pare că am gătat cu platformele. Definitiv. Iar da, urmează blueprinturile de sus cu pereții din pietre. Și tare aș vrea să faci chiar frumos acolo sus. Da, știu. Da. Hai să trecem. Opa. Stai că mi-a scăpat ceva. Trebuie și aici să pun două torțe, am uitat în pula mea. Na, pune tu între timp. Eu mă ocup de ultimele două torțe. E bun. Iar aici. Chiar n-arată rău. Wow. Stați câta. Ai bețe pulă. Mamă, ce fain arată sus. Mamă, cât de șmecher arată. Hai că vin. Ar trebui să ne ajungă. Da, da. N-arată rău. Arată super. Da. Numai că, vezi, acolo la tiroliană, gen, o să mai pui un strat. Însă fix unde se află tiroliana, nu pui al doilea strat. Doar în partea aia mică. Rămâne
stratul de jos. Ăla rămâne. Dar nu pui al doilea strat numai ca să putem, na, să ne putem da cu tiroliana liniștiți. Băi, nu știu. Vreau să urc sus și nu pot de prostul ăla. Hai, odată, hai, hai. Bun, 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 bun. Ok. Ar trebui să fie pietre pe aici. Da, până la piatra asta, da. Perfect! Așa, da. Na, vedeți că se poate. Na, vino și tu. Ăsta da progres. Bă, chiar dacă a durat iar jumătate de oră, contează că am progresat, frate. Chiar am progresat în episodul ăsta. Da. Era să mă prindă. Terminasem blueprint-ul la timp. Ce mă enervează ăștia. Hai să aprindem torțele. Ia să vedem cum arată cu torțele aprinse. Nu mai știi ce sper? Să nu să se deterioreze. Sper să fie așa la infinit. Nu ca alea simple. Da, perfect. Mamă, ce lumină dă. Super. Așa. Și ultima. Nice. E, așa mai vii de acasă. Perfect. Da. Vom continua cu periția aceea cel mai probabil data viitoare. Iar da. Nu știu ce să zic. Da, wow. Bine. N-ați văzut nimica. Cum? A, deci a declanșat-o bău și după aia s-a sinucis în ea. Ce pizda, mă, si, mă. Cum pula calului să fie atât de retardat? În fine. Da, tabăra e aproape ca și gata. E aproape pe terminate, mai trebuie sus să terminăm pereții. La fel și aici în cămară, ceea ce, na, cu bolovanii cel mai ușor.
De, da, mă refer așa că e cel mai ușor de craftat cu bolovanii față de copaci sau altele. Iar da, o să mai tai niște copaci și pentru a termina scaunele acelea. Iar da. Cât despre parapantă, e bine, sau daltă, dantelă, sau cum îi mai zice. Nu o vom face, fiindcă nu vreau să cad în sinkhole. Vreau să explorez întregul Cave 7, doar pentru a primi trofeul de aur Spelunker. Deci da, rămâne de văzut data viitoare. Și să sperăm să terminăm cât mai repede cu restul taberei. Iar da. Ok. Mă pun să mă culc. Hai să salvăm.